domnule președinte de ședință. Bună dimineața, stimați colegi. Declarația mea politică de astăzi se intitulează Partidul Național Liberal de 147 de ani în slujba românilor. Săptămâna trecută, pe 24 mai, am aniversat 147 de ani de la fondarea Partidului Național Liberal. Istoria Partidului nostru se confundă cu istoria apariției și modernizării statului național român. Cu rădăcini adânci împământenite în Revoluția de la 1848 din Moldova și țara românească, Partidul Național Liberal a fost în epicentrul marilor evenimente din istoria României moderne. Unirea de la 1859, aducerea principelui Carol în România, independența de stat, proclamarea regatului culminând cu unirea de la 1918, sunt momente definitorii ale identității noastre, iar liberalii, au fost principala forță politică care le-a generat. istorie istoria PNL pe care am moștenit o reprezintă o grea responsabilitate. Ne uităm cu admirație în istorie la opera înaintașilor noștri. Partidul Național Liberal de astăzi continuă misiunea brătienilor, anume urmărirea fără ezitări a interesului național. Prezentul pe care îl trăim vine cu provocările sale. Suntem martorii unui război odios provocat de Federația Rusă în Ucraina, iar acest fapt obligă la atitudini și decizii demne de însemnătatea și vicisitudinile pe care le trăim. Deciziile adoptate în ultima perioadă arată fără putință de tăgadă faptul că ne onorăm înaintașii și misiunea cu care au plecat ei la drum. Adoptarea legii offshore, promulgată pe 25 mai de președintele României Claus Iohannis, a fost mereu o prioritate pentru Partidul Național Liberal. Aceasta a fost depusă în Parlament de PNL prin semnătura premierului Nicolae Ciucă și a ministrului liberal al energiei Virgil Popescu. Prin acest proiect, România va deveni independentă din punct de vedere energetic, va produce mai mult decât va consuma și va deveni un furnizor de securitate energetică regională. Primii metri cub de gaz ar urma să ajungă în conductele românești chiar din această vară. Mai mult, Guvernul a adoptat retragerea României din cele două bănci cu acționariat rusesc, Banca Internațională de Cooperare Economică și Banca Internațională de Investiții. Premierul Nicolae Ciucă a precizat că în acest fel ne îndeplinim obligațiile asumate în conformitate cu deciziile luate la nivelul Uniunii Europene privind sancțiunile adresate Federației Ruse. Partidul Național Liberal a fost primul partid care a susținut sancțiunile la adresa Rusiei după declanșarea războiului din Ucraina. Președintele Claus Iohannis a aprobat în luna martie memorandumurile de aprobare a ieșirii din cele două bănci rusești, demararea procedurilor interne și coordonarea cu Polonia, Cehia, Slovacia și Bulgaria în scopul asigurării unei ieșiri simultane, precum și asigurarea unei protecții corespunzătoare a intereselor acestor state. Conform proiectelor de lege privind retragerea României din băncile cu acționariat rusesc, anunțate de șeful guvernului Nicolae Ciucă, cheltuielile. Eventualele cheltuieli ocazionate de retragerea din acționariatul băncilor, precum și cele privind asistența tehnică și juridică, se vor asigura din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice. Partidul Național Liberal va rămâne mereu fidel românilor și intereselor acestora și va lupta întotdeauna cu forțele interne și externe care propagă teroare. Vă mulțumesc, Ervin Molnar, deputat PNL de Mureș.